Potrivit anchetatorilor, fetele, multe dintre ele minore cu handicap, erau racolate din familii sărace. Proxeneții le rețineau indemnizațiile după ce se declarau oficial drept îngrijitorii acestora. Procurorii au mai descoperit că o parte din clienții fetelor erau drogați cu diazepam și apoi tâlhăriți. Printre suspecții de proxenetism se numără un bărbat de 60 de ani, cu antecedente penale, condamnat în urmă cu 10 ani pentru aceleași fapte. Ce diavol? Ce fete? Pentru ce fete? Suspecții racolau tinere pe care le obligau să întrețină relații sexuale în diferite apartamente închiriate pe raza municipiului Timișoara. Printre victimele racolate erau și minore cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani. Totodată aceștia urmăreau și racolarea persoanelor cu grad de handicap. În același timp, suspecții întrețineau ei înșiși relații sexuale cu minorele pentru a menține starea de teroare asupra lor. Ancheta se află în plină desfășurare. Bărbații sunt cercetați pentru tâlhărie, trafic de minori, trafic de persoane și viol.